G2A, jocul ieftine tot anul. Mai multe detalii în descriere. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Stardew Valley. Să vorbim un pic mai încet, pentru că înregistrăm la o oră un pic târziu, așa că nu vrem să ne vină vecinii și să ne bată în ușă. Hai să vedem cine zice nenea asta cu mustața albă, mă, ca iar tata. Descăpă-l-o fish, we can only find a winter squid and lingot. Squid can be caught from the ocean in the evening in the fresh water all day. Nick fish that can only be found in particular season, but I don't have any information on them. Ok, deci practic ne zice că dacă avem chef de pescuit, că ar fi bine să pescuim un pic cu zilele astea, la ocean, precum și la râu. Ok, bine de ținut minte, am înțeles să trăiți. Am avut încă un vis despre noi noaptea trecută. Urcaserăm în vârful unui copac de cristal, ne uitam în jos, on the most lush and beautiful meadow, la o pajiște frumoasă, oarecum. Am visul ăsta în continuare. Nu știu ce înseamnă, dar cred că este, simt că este un semn bun. Bine, fată, ok, te credem pe cuvânt. Bun, hai să vedem ce facem astăzi. Primul și în primul rând să vedem dacă avem, se pare că nimeni n-a nevoie de ajutor astăzi, serios. Ok, bun, păi în cazul ăsta o să facem chestii obișnuite, normale, de la noi pe acasă. Gata, au crescut toți copăcii. Au crescut în sfârșit toți copăcii în pana mea. Avem un diamant din prima. Zic că o să încercăm poate să ne facem rost de un pic de cărbune. Om trei și vom vedea și de chestia asta. Hai să apăsăm tasta O. Așa, de la mătăluță de aici avem niște chestii. Da, avem niște chestii. De la tine de aici ceva interesant. Trei bucățele de vin. Ok, nu zic nu, nu zic nu, absolut deloc. Hai să-l pupăm și pe Mitic acolo să știe că este iubit. Ok, ne ducem o picuță în seară. Că cică, al vostru dașesc cum ne nească, este un picior. 9 zile la tine, nu ne prea interesează, sincer să fiu. Bă, cică, eu aici o plantuță pe care o tot nu o văd, mă. Da, mă, uite-o, mă. Mama e de plantuță. Mai avem 3 zile acolo până la varza roșie. Hai să aruncăm aici frumusețile astea de trufe. 1491, da, frumos, frumos vin la tata aici. Știi ce? Uleiul putem să-l lăsăm. Bine, de fapt, în momentul ăsta nu ne prea interesează foarte tare. Ok, bițurile știu că le foloseam pentru zahăr. Sper să-mi iau aminte bine. Opa, stai așa, rabbit's foot. Bun, bun, ok, o să-l băgăm la locul lui. Nu e absolut nicio problemă, o să-l băgăm la locul lui. Bițurile hai să le băgăm, cum spuneam, pentru zahărel. Știi ce? Vin la toată să ne mișcăm un pic mai repede. Poate că ar fi trebuit să fi luat un pic de cafeluță, dar nu e panică foarte, foarte mare. Bagă-te acolo, te rog. Așa, pentru zahăr. Și aici, la vânzare, avem uleiul, diamantul, vinul din Cranberries, absolut. Bă, vrea cineva, mă, din ăsta, Harvey și Lea. Păi da, Harvey și Lea, cred că avem o grămadă de alte prostioare pentru ei, nu cred că trebuie să ne chinuim foarte tare cu așa. Bun, mătăluța acolo de asemenea, rabbit's foot, poate că ar fi interesant să-l păstrăm. Ok, și hai să ne ducem să le transformăm în maioneză și toate cele. Ce frumos ar... E păcat că pe timpul iernii nu ies gușterii ăștia afară, dar n-am ce să le fac. Dacă sunt atât de gușteri, nu am ce să le fac. Ok, deci, cum ziceam, rabbit's foot aici, bagă-le pe astea două, hai să aruncăm ouăle toate. Și cred că putem să aruncăm și luna acolo, fără niciun fel de problemă. Ok, ne ducem repejor în partea cealaltă, să vedem cu lăpticul ce reușim să facem. Bam! Și pe mătăluță, sigur, de ce nu? Ok, deci avem de vândut astea. Bă, cloth-ul pentru Emily și dress spinner. Am putea să ne facem două dintre astea. E 1300 pe care îi aruncăm pe fereastră, dar am putea, în ideea de a ne mișca un pic mai repede, cam asta vreau să zic. Ok, deci astea la vânzare, astea le transformăm în altceva. Gata, șeful. Ok. Bun, deci eu nu prea cred că avem nimic interesant de făcut astăzi. Ochelarii ăștia o să trebuiască să se să se recicleze acolo. Așa că o să mă duc un picuț în pădure, facem rost de lemn. Poate un pic de pescuit. Nu știu, vedem pe parcurs. Ok, hai că deja nu mai avem spațiu în inventar decât am pescuit aici. Deci am fost la lemne. Am luat cele 12 lemne zilnice. Ușurel. Așa, și acum încerc să văd. Hai cu tata. Bun, perfect. Două secunde să ieșim de aici.
Așa. Patru din ăștia de aur, încă unul de argint, pe ăla de argint îl vindem, că n-are rost să-l ținem. Destul de scumpicei. 225, numai că se prind foarte, foarte greu. Extraordinar de greu se prind, față de restul, bineînțeles. Pește nou. Perch, nu știu ce înseamnă acest perch, dar ca idee este pește nou. Bun, hai să ne băgăm aici un picuț. 1, 2, așa câte 5 de fiecare am zis chestia asta să fie. Știucă, bun, s-a dus toată știucă. Dudule, tu deja sunt 5 la tine, ăsta nu că-l vindem. 1, 2, 3, 4, complet. Și că cam atâta din punctul de vedere al peștilor. Da, ce pot să zic? 4 astfel de link cod, dacă o să ni se ceară vreodată. În vreun quest sau ceva de genul ăsta o să avem să dăm de la noi putere. Bun, ce pot să mai pun? Hai să mai eliberăm un pic din inventar. Avem foarte multe prostioare. Ăsta am zis că încercăm să facem o momeală, poate mai pe seară, poate, nu știu ce să zic. Așa, bla 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 și mătăluță la fel. Avem de dus, bineînțeles, aici la minereuri un picuț din ăsta, un picuț din ăsta, să fie un picuț din ăsta. Bai un picuț la foraging. La foraging, bam bam. Cred că cam atâta la foraging. Așa, prostii dintre astea aici. La pește dintre ăsta. Nu știu de ce Dumnezeu le mai țin, că și așa nu le folosesc. Bun, deci vânzare, 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 vânzare. Că e o grămadă de prostii oră să facem acolo. Hai să ne apucăm să facem asta, pana mea, ca să știu că scap de o treabă. Două linguri de metal ca să o reușim să facem acolo. Respectivă în șumecherie. Ok, deci 4 per total. Bun, și fă-le mama lor de treburi, că nu le mai suport. Întrebare, astea se stachează? Nu, bineînțeles că nu se stachează. Pune acolo să fie. Și asta de asemenea pune în partea asta la alta. Bun, știi ce mă mănâncă să fac? Deci asta e gold hoe. Mă grămadă de bani în momentul de față. Hai să ne ducem. 3, 4, 5. Hai să ne ducem să ne facem săpăliga. Eu cred că ar fi o idee bună dacă ne-am duce la Clint să ne facem săpăliga. Și știi ce? Dacă tot ne ducem la Clint, hai să... Ia, două secunde. Mai avem o grămadă de prostioare din astea și mă gândesc că poate ar fi bine să le consumăm. Așa. Dacă reușim să ne facem quest-ul până... nu vreau să iau pe asta acum la mine. Hai să o arunc aici. Aruncăm în cuverul ăla să știm de ea. Dacă reușim să facem să închidem cumva seria până pe 13-14, de fapt nu, că mai sunt 3 zile parcă sau câte erau, nu mai știu, nu mai țin minte pe cuvânt. Ideea este că pe 15 ale lunii am mers greu afacerile, știm, să mai upgradez uneltele, fix de asta am venit mai frate, dar mai întâi, înainte de upgrade, o să trebuiască să ne mai ajuți un pic de tot cu niște procesare de GOD. Să vedem ce, dacă găsim ceva interesant pe aici. Deci pe nou update de Stardew Valley, sunt foarte multe lucrușoare mici pe aici, pe acolo, destul de interesante. Dacă ai 500.000 de bonus, poți chiar să-i faci un upgrade. Să-i faci o casă lui Pam. Deci nu știu de ce ai vrea să-i faci o casă lui Pam, dar mă rog. Asta așa ca fapt divers. Dar ce m-a interesat pe 15 iarna este un mic, aș vrea să zic, festival, ceva de genul ăsta, în noua versiune, care nu există. În versiunea asta, da? Deci pe noua versiune de Stardew Valley, care include și multiplayer-ul, există ceva interesant pe 15 ale iernii. Și așa că rugați-vă să facem chestia asta. Bine, am face practic ăla ar fi ultimul episod din serie, dacă ne iese treaba asta. Bun, asta e nou? Ba nu, cred că o avem. Nu știu ce să zic. Și pe ăsta l-avem. Mai e ceva care e săracul, deci l-am nenorocit pe Gunter ăsta și tot noi am dus acolo glowing, nu știu ce. Nu e mai nimic ce poate să-mi zică mai mult Gunter de... Nu e, mă, frate, că ce... Gunter, can't tell you, este! Că să rămână pentru Gunter, stai așa. Hai cu tata. Bine, și de asemenea putem să-i le vindem lui Clint aici ce e restul. Da, putem să le aruncăm, bineînțeles, și la noi, la ferma acolo, să ne le lea primarul pe timpul nopții. Să vină prin zăpadă, coșterul. și mâine o să fie și traveling merchant, deși în momentul de față nu mai avem nevoie pentru faza cu varza roșie. Poate ne dă o varză roșie direct.
Să nu mai așteptăm să crească. Hai că s-ar putea să fie interesant și treaba asta. Hai cu data, hai cu data. Cărbune. Bă, cărbunele e bun și sunt 10, deci e mai mult decât perfect. Ok, my friend, nu știu, hai că ne întoarcem la tine în două secunde, numai să mergem până la Gunther. Să vedem aici la Gunther dacă ne poate, avem câte chestii putem să-i donăm. Cred că doar una, nu? Da, una singură pe aici, nebun, și pe asta o să o băgăm acolo. Deci din toată tărășirea asta numai o singură chestie avem de două. Doamne, cât de încet se face partea asta pentru Gunther. Băi, Gunther-e, tată, mă ne înrocești cu zile, my friend. Bun, ne întoarcem un pic la Clint. Trebuie să ne ordonăm un picuț aici inventarul. Deci chestii pe care nu le vrem vândute, da? Fire Quartz mi se pare că se folosește pentru diferite prostioare. Deci ăsta putem să-l păstrăm. Ăsta nu ne interesează. Nu ne interesează. Nu. Ăsta-l păstrăm că se craftează diverse prostii de clădiri din el. Ok, nu ne interesează. Deci putem să te punem și pe tine aici. Nu ne interesează. Putem să-l facem așa. Asta putem să-l vindem, dacă e numai pentru dwarf. Mătăluță, discristals, nu știu ce. Ok. Deci pe asta putem să-l vindem la o adică. Pune-te jos, tu, la vânzare. Așa, shipping box, nu știu ce. Shipping box la fel, delicate shards, iarăși ăsta la vânzare, da? Deci foarte, foarte multe chestii pentru nenea Clint al nostru. Hai să-l băgăm aici. Așa, și să vedem ce vindem. Deci, revenind. Pac. Ok, și astea două trebuie să le dăm la dwarf. Ok, bun. Great tools. Iridium hoe. Bagă toate. 3 zile. Rezolvăm și mine acolo, te rog. Știu că o să-mi ia din... Na, nu o să putem să mai săpăm după viermișor, dar asta este. Nu putem să le avem pe toate, mama lor de treburi. Oameni suntem și noi. Ok, ce aș vrea foarte tare este să mă duc un picuț de tot. Ah, dar stai că puteam să mă iau vagonetul de aici. Mereu uit de vagonetul ăsta, domnule. Totdeauna uit de vagonetul ăsta. Aici e o intrare secretă. Și mă lasă să ajung până acolo. Ia să vedem dacă pot să tai copacul ăsta. Nu mă lasă să ajung până acolo. Înțeles că ăsta e o chestie de care s-a ocupat acum noua versiune 1.3. Nu se mai pot spona chestii de foraging în zonele inaccesibile. Deci, practic, dacă nu poți să ajungi acolo, nu se spunează. Nu ești cumva un spion trimis de către oamenii umbrelor? Nu. O să stau cu noi pe tine. Bine, my friend, eu mă bucur pentru tine. Asta mi se pare că o avem. Bla, 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 nimic interesant. Hai să-i dăm o prostie din asta. Care mai e scumpă, care e mai ieftină? Eu dăm pe asta. Asta mi-a ce aminte de casă. Bine, te-am pupat, la revedere, drum bun. Poți să-i vând pe asta? Nu-i pot vinde. Ok, nicio problemă. Să mergem acasă. Aruncăm restul de prostioare în... așa. Come on. În cufărul nostru acolo să le ia primarul. Și am terminat și cu treaba asta pe ziua de astăzi. Da, pune. Așa, mersi, ești un scump. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Bun, hai să vedem aici. Deci ăsta și atâta. Uite, am putea să mergem un pic până în Calico, până în deșert, dacă am vrea neapărat, și după aia mai pe seară să vedem ce zicea zi. Cine ce zicea, mă, că nu mai știu ce zicea. La televizor. Zicea că pe timp de seara, iarna pe timp de seara, am putea să facem rost de diverse chestii interesante de pescuit. Deci mă gândesc că ar fi o idee. Cupru și cărbune. Ba, avem bani acum să ne spălăm cu ei pe cap, deci am putea la o adică să cumpărăm cupru. Dacă vrem neapărat. Ok, cred că am găsit ceva să facem în fermă. Deci nu mă duc să mă plimb, doar facem în fermă. Deci ok, eu, în regulă, nu trebuie să ne panicăm foarte tare. Așa. Dudule, zim și mie. Așa, asta aici. Bun, și cranberries în partea asta. O să plantăm. Stai. Deci cranberries. Măi, tu ești toamna, da? Cranberries e pe timp de toamnă, da, ok. Chestii de plantat. Ne apucăm de chestii de plantat un picuț. Vreau să fac niște, să vedem dacă o să ne iasă, că s-ar putea să
Nu ne iasă. Două secunde, că nu mai știu exact cum era, mă, că nu mai știu ce Dumnezeu. Nu, ăsta, de Loosepicked Grove. Deci un coral și un oak resin. Ia, dăm tu aici, te rog frumos. 1, 2, 3. S-ar putea să fie suficient. Nu mai avem de Loosepicked Grove? Ok, avem... avem 4. Bă, păi și asta înseamnă că tot o să trebuiască să le facem. Da, deci degeaba avem 4. Degeaba avem 4. E ok, în regulă. Nu e absolut niciun fel de panic, my friend. Bun, și pe cât facem pariu că am o sămânță în plus mai mult decât trebuie. Ia să vedem. Le-am scos afară ca să por... Da. Bineînțeles. Deci... și punem una așa. Le-am scos afară ca să nu mai... să pot să aștept lângă ele să văd exact când... ca să mă mișc mai repejor. Ok, deci... am lăsat lopata. Am lăsat lopata. Sunt prost, sunt bătut în cap. Eram... ok, las... never mind. Las... aici voiam să le pun pe astea. Am uitat că am... da, e bine, mă, e... e mirobolant, este magnific. E... ce pot să vă zic? Bun. Hai să dormim atunci. Jesus Christ. Facem un mic backup și vedem pe data de 12 ce mai putem să mai facem. Da, vrem să dormim. Ia să vedem câți bănuți am făcut. Băi, nene, mă. Foarte puțin din pește, pentru că nu ne-am băgat la pește și majoritatea peștelui l-am păstrat. Ok, 15.000. Ok, bun. Astăzi este și travel merchant-ul aici. Perfect. Să duce în oraș. Bine. Să ai o zi extraordinară. Nimic interesant la televizor astăzi. Ok, avem ceva la poștă. Din partea lui... Void Essence. Gata, șeful. Ia uite, avem chestie de făcut astăzi. Bun, deci trebuie să mergem la, în primul și în primul rând, la Nena Wizard cu un Void Essence. Una la mână și doi la mână, două secunde să ne uităm aici. Iron Bar pentru Sebastian. Sebastian, de ce îi zic așa? Ok, gata, șeful, gata. Două secunde să punem zaharul la locul lui. Ca să nu uităm de treaba asta, așa. Bam. Avoid essence. Da, dude. Da, I know. I freaking know. Avoid essence. Uite-l. Una bucată avoid essence vine imediat. Așa. Două diamante. Bun. Ok. Bring Sebastian Iron Bar și bring void essence. Gata, șeful. Ok. Și hai să apăsăm tasta. Oh, să ne vină toate chestiile în inventar. Nu am ce să fac cu voi în momentul de față. Îmi pare rău. Oh, 13 pe bunătățuri. Bun, așa. Grămadă de vin, îmi place. Și să ne uităm un picuț aici în... așa, și să punem uleiul, da? Oh, și s-a făcut și cafeluța, perfect! Oh, hello! Bam! O să ne ia mai mult. Da, că trebuie să fac și asta. O să le iau vișnicii de acum încolo. Știi ce aș vrea să fac? Hai să facem așa, ca să stau liniștit. Ok, le-am dat pe asta 3, 15 zile, 2 zile. Oho, rubarbul este gata, rubarbul! Bun, tu mai ai 2 zile acolo, perfect. Așa, aici aruncăm pentru cafeluță. Bam. Așa, rubarbul, la naiba. Ăsta de ce era, mă? Era de... ia, stai două secunde să-mi iau camii de policultură, bla bla bla, achievement, shipping box. Bine, dar ce? Nu știu, n-am idee. În ce sezon e, mă, mâncava sufletul vostru? Vara nu e. Sui Gemberi, nu, cred că e de primăvară. Da, e de primăvară. Ok. Bun, păi îl băgăm să se facă semințe. Ca să putem să unești pe astea. Mamă, și fii atent cu că se vând. Se vând destul de șmecher. Și alea de bază. Uite, mine. Asta e destul de șmecher. Îl băgăm să se facă semințe și păstrăm pe ăsta și pe ăsta vindem și ne descurcăm dacă suntem băieți mari. Ok, bine, tata. Hai să ne băgăm aici un pic și la animaluțele noastre. Bun. Băi. Am o întrebare. O inimă jumate, da? Dacă dau așa,
Că mă gândesc că poate asta e... stai, nu. Hai să facem invers. Așa, gata. Că mă gândesc că poate asta e o problemă. Câte animale avem, mă? Trebuie să avem 12 minus 2, 10 animale, da? Hai să vedem. Avem 3 căprițe, 1, 2, 3, perfect. Avem 3 văcuțe, 6, așa, 10 pe total. Ok, bun. Și am lăsat o căpriță, așa. Bun, și un singur, o căpriță, o oaie și un singur porcușor să se înmulțească. Că poate e o problemă, nu știu. Pana mea, poate asta e o problemă. Ok, lâna să se facă aici, de asemenea lăpticul, tot lăpticul posibil. De la absolut toată lumea să se facă. Ok, ne ducem și la maioneză aici să punem. Bun, deci aici toate ouăle. Da, mai puțin ăsta mare că știm că nu are rost. Doar 3 ouă astăzi, doar 3 ouă. Și dă-mi așa. Bun, hai să rearanjăm un pic întreaga jumecherie. Și cred că suntem fericiți. Hai să vedem. Chemăm căluțul. Băi, ce mi-e ciudat. Că, știi, când nu vrei, găsești peste tot. Găsești da din de toate, de peste tot, știi? Asta e boba. Ok, aruncă și pe tine, aruncă și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și diamantele, absolut. Brânzele, maionezele. Bun, așa stai pentru quest-uri. Ok. Și de asemenea am zis că pentru primăvară era rubarbo, da? Nu acolo, aici te rog. Ok, mătăluța acolo. Și la tine ăsta aici. Bun, perfect. Ok. Deci pentru cine aveam așa și pentru Sebastian. Gata, șeful. Păi hai să mergem în direcția de pădure. Cred că dacă ne mergem către pădure suntem magnifici lui din alt. Ceva interesant pe aici, putem să mai lăsăm, nu vreau să mă împlăi inventarul. Și hai să vedem la Traveling Merchant, dacă găsim ceva interesant. Zim că ai o varză. Pancakes. Ok, Jody. Putem să luăm, să fie, să avem Roots Platter. Slime, Roots Platter ăsta pentru cine? Pentru Penny. Salmon Berry, ăsta e... Îl luăm din Two Fisher, nu? Și Dark Rug. Nu mă interesează. Hai mă să luăm un dintre ăsta și un dintre ăsta, treacă de la mine. Ia și pe Dark Russell, aruncăm în casă. Ok? Și restul nu ne interesează absolut de niciun fel, de niciunele. Bun, perfect. Așa. Mergem și la nenea vrăjitorul. Eu sper că e aici, că el săracul nu iese niciodată. A, uite, vedeți? Acum realizez că puteam să-i ducem... Saluma friend. Puteam să-i dăm un cadou, dacă tot ne ducem la el. Cred că oamenilor din oraș le este frică de mine. Este păcat. Dar e natura umană să se teamă de necunoscut. A, mi-a adus 1000 de bănuți. Ohoho! Tătic! Frumos așa. Vreau mai des câte 1000 de bănuți. Ok. Mă duc, iau lemnul, dacă toți suntem aici, și ne revedem la Sebastian. Bun, hai că din greșeală am, cred că am umblat un pic la microfon, s-ar putea să mă aud mai tare. Este închis până la ora 9, nu nicio problemă. Hai, încă 10 minuțele, hai. Acum este. Bun, hai să mergem la gușter, stai să salutăm lumea pe aici, să nu facem vreo prostie. Părinții mei au fost șocați când le-am spus că vreau să mă apuc de tâmplărie. Eu sunt măi. Era o de modă veche. Am înțeles să trăiți. Hai să mergem la nena Sebastian care este încă pătuț. Băi nene, eu ți-am mai adus ție o chestie și tot în pătuț. Este amuzant să trăiești atât de aproape de... de asta de tren, de șinele, de cale ferată. Îți aduce aminte de faptul că este o lume mare acolo afară. Ia auzi măi, gușterul. Ok, du-te-le în primul și în primul rând. Mi-a zis să-ți aduc fierul. Ce exact ceea ce-mi doream. Perfect. Dăm bănuțul. Una la mână, dacă toți suntem aici la tine, ia și un cadou.
Cum ai știut? Iubesc chestia asta. Te-am pupat, la revedere, drum bun. Mi-a făcut plăcere. Hai să salutăm și pe gușterul de Demetrius. Mulțumesc că ai trecut pe la noi. Trebuie să mă gândesc și la altceva în afară de legume pentru o vreme. What? Ce ai mai făcut în ultima vreme? Așa? Pare interesant. Nici nu ți-am zis nimic, guștere. Și Maru... Uite, aici ai vorbit și cu Maru. Ce faci, fată? E vineri. Sper să nu răcesc anul ăsta. Aha. Mult noroc. Opa. Ce? Ești cu capul? Și intri direct în camera lui Maru? What the fuck? Nu, deci n-am realizat chestia asta. Pă bune că n-am realizat chestia asta. Ok, ce aș vrea să facem? Nici nu știu în ce direcție să mă duc mai întâi și mai întâi. Vreau să mă duc un pic în deșert, cam asta ar fi ideea. Și ne revedem pentru culcare. Să vedem câți bănuți am făcut pe ziua de astăzi. Bun, dragilor, hai că m-am săturat și de mine asta. Am ajuns la nivelul 250. La nivelul freaking 250 este o zi, o realizare. Este ceva, ce pot să zic. Ca idee generală, n-am strâns foarte mare lucru, să ne uităm imediat ce ajungem acasica. Da, vrem să ne întoarcem în Stardew Valley, te rog frumos. Foarte mult iridium, minereu de iridium. Asta da, sunt de acord. Deci, dar în rest nimic foarte interesant. Două secunde. Unde l-am pus, mă? Aha, gata, le-am găsit. Știi ce? Ia și ăla de acolo. Mamă, pe-am, tu nu te duci acasă? Lui Penny, cu siguranță că îi plac cărțile vechi. Cred că este cu mult mai deșteaptă decât am fost eu vreodată. Mă bucur chestia asta. Ok. Și eu mă bucur că tu te bucuri. Pentru fetița ta. Este un lucru foarte bun din partea unui părinte. Totdeauna un părinte își dorește ca copilul lui să fie mai deștept. Acum că nu o să recunoască în vieții vecilor, asta e altă problemă, dar înțelegeți-vă ideea. Mă dusesem cu un sweet pea dintre ăsta, să-i dea lui Sandy, fără să realizez că îi dădusem deja două cadouri pe săptămâna asta și n-am vrut să testez, să văd ce se întâmplă dacă îi mai dau încă un cadou. Mă gândesc că l-accept oricum, dar nu se pune la socotar. Așa că decât să fac prostioare de genul ăsta, mai bine văd de treaba mea. Ok, asta o să trebuiască să-l vindem, dar n-avem cum să ducem momentul să-l vindem. Așa, mătăluț aici. Așa. Foraging. Tu la foraging. Așa, și la mătăluț aici. Am putea să ne ducem. Mai avem 20 de minuțele. Poate reușim să ajungem la asta, ghilda. Dar nu cred că ajungem. Nu are sens să ne chinuim de acum. Ok, bun. 46 de cărbuni. Super, super bine. Presupun că lemnul ăsta și-a făcut o treabă acolo mai mult decât ne-am fi așteptat noi vreodată. Știi ce? Hai să facem așa. O fi bine, nu o fi bine, nu se știe. Așa, și să ajungem la, cu astea la vânzare. Deci, în primul și în primul rând vreau ciupercuța. Să o punem noi fain frumos aici. Bă, să știți că a avut dreptate omul ăla care a zis că, bă, Sky, pune-le mama lor de prostii, pune-le peste tot să nu mai crească nimic. Pavează tot, te rog eu frumos. Așa, mă trăuți aici și pe ăsta om trei și o vedea, poate ajungem mâine. Toată lumea fericită, toată lumea este extraordinară. Hai să ne culcăm și să vedem câți bănuți am făcut și de asemenea să ne luăm la revedere. Dacă ați mai scos Skype până acum, un mi like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!